Uite, uite cum parchează, ia să-i zi. Op, poc. Ești lent. Mamă, cât de crocant. Ne aflăm fix în fața domnului. Este la fel de impresionant ca prima dată când l-am vizitat. Mamă, bună loc. Matiole e bun. Da, e foarte dulce. Cam asta a fost cazarea noastră. Este duminică. Astăzi o să ne ducem să ne plimbăm puțin prin Milano. După care, vedem ce mai facem. O să ne ducem la aeroport în Bergamo, o să vizităm puțin și Bergamo. Da, e asta, așa, să zice, o zi destul de grea. O să vrem să vedem și prețurile în supermarket aici, cum v-am obișnuit deja prin toate locurile, prin toate țările în care am fost. Acum mergem să explorăm Milano. Pa, cazare! Pa, cazare! Întuneric, beznă! Neața, neața! Nu știu dacă v-am salutat în dimineața asta, probabil că da sau probabil că nu. În orice caz, două bună dimineața, nu este nimic greșit în a spune de două ori bună dimineața. Despre aseară. Am fost aseară la un restaurant de aici, de lângă noi. Osteria delle Corti. Un anul 1992. Da, un restaurant destul de ok. Mâncarea bună, multe review-uri pe YouTube, pe Google, în jur de 1200 de review-uri și o notă de 4,2. L-am ales. O să trecem să vedeți și prețurile. Noi am luat paste și tortellini. O să vă punem câteva imagini cu ce am mâncat noi. Și acum o să trecem să vă arătăm prețurile din fața lui. Da. Haideți să le spunem oamenilor totuși că cel puțin noi am văzut că foarte multe comentarii, de la oameni care spun că a fost ok serviciul. Mâncarea a fost bună, serviciul din punctul nostru de vedere nu a fost ok. De ce? Erau mult prea agitați. Erau foarte agitați pe lângă noi, exagerat, da. De agitați la modul stăteau în spate, se loveau de scaune. Stăteau în spatele nostru, așteptau cumva să terminăm să ne ia repede farfuria din față. Poate că așa se practică la restaurante. Nu suntem noi obișnuiți. Dar trebuie fiind, totuși să păstrezi o atmosferă plăcută. Fiind seară, vrei să stai și tu să te relaxezi, că și când spun stați și relaxat, nu mă refer la nu să mănânci asta, 20 de minute. Nu, când spun stai și relaxat, nu mă refer la sta și a pierde 5 ore fără să consumi. Mergem în Milano, ne ducem la dom, vizităm puțin domul, vremea afară este... Ia uite cum îl împinge pe ăsta, uite, că e doveni mașina. Băi frate, uite-te cum dă ăsta. Opa, 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 Penelopa. Ia uite și tu cum dă în ăla, ia, hop, așa, ăștia, așa parchează. Uite, uite cum parchează, ia să-i zi. Hop, poc. Așa se parchează aici. Dacă era mașina, dai dădeam și două. Băi, deci voi ați văzut și voi sau doar noi? Băi, Doamne, bă, se pic. Păi și dacă ai mașina se... închiriat, o să vă și tot de el comentează, dar uite cum i-a făcut capota, frate. Băi, incredibil, îi ridică lui capota sus. Băi, ești nebun, ce-i asta, frate? Hai să mergem la restaurant aici. Aici am mâncat noi aseară, haideți să vă arătăm și vouă cam care sunt prețurile la restaurantul ăsta. L'Osteria del Corti. Ok, deci antipastele de la 12 euro până la 22 de euro. Starterele, da. În partea asta avem paste. Eu mi-am luat asta. Cavatelli. Cavatelli și eu mi-am luat. Nu, tu ți-ai luat cavatelli. Da. Și eu mi-am luat tortellini. Tortellini, da. Da, și mai este și felul principal cumva. Că te-ai considerat, nu știu. Da, paste și și mai e și partea asta, altă la felul. Prețuri de la de 22 de euro până la 32 de euro. De coperta. Da, și voi acoperta, știți că de tot timpul, adică e ok pentru ei că scriu afară, foarte desertul puțin. Desertul de la 6 la 10 euro. Foarte puțin spun scriu coperta, adică pun prețul coperții în meniu. Băi, da, deci efectiv am rămas șocat cu asta, cu parcarea. Deci se dădu tipul jos,
din mașină și se uită în spate și era efect. Era nervos. Supărat că parcase ăla înainte mașina, în spatele lui, parcă. Bă, era deci... supărat că îl văzu că avea ăla ridicat. Voi vă dați seama, deci avea capota ridicată de la cât o împinsese. Doamne, a... deci nu vine să crezi, jur. Bine că am mai văzut, adică gândiți-vă, ei parchează extrem de aproape unul de altul. N-ai cum să parchezi dacă nu te împingi în el un pic. N-ai cum altfel. Mergem la metrou, mergem la dom, vizităm domul așa rapid, nu o să pierdem foarte mult timp aici în Milan. Noi l-am mai văzut, dar o să vă arătăm și voi așa în mare câteva obiective turistice mai importante. Vrem să vizităm și Bergamo, pentru că de cele mai multe ori Bergamo este un oraș de tranzit. Toate avioanele low cost aterizează de obicei în Bergamo și apoi faci transfer către Milano. Da, da. Către locurile mai, orașele mai mari. Da. Sunt foarte multe obiective de vizitat. Așa că haideți la metrou, luăm metrou și mergem acolo. Să sperăm că nu avem probleme la metrou. De obicei, în ultimele zile, a cam fost problemă. Au cam fost probleme. Sper că de data asta, asta nu mai fie probleme. Nu cred că v-am spus. Am luat un bilet din acesta pentru 3 zile. Am dat 13 euro. Nu știu dacă se vede pe camera asta. Am dat 13 euro și putem să-l folosim 3 zile, ceea ce este destul de ok. Va trebui să ajungem până în Zara, aici se intersectează cu... Să mergem în Zara, deci luăm de aici, noi suntem, suntem aici, luăm către Parco Nord, ne dăm jos la Zara, de la Zara luăm M3-ul și nu ne ducem în sus, ne ducem, o luăm în jos către Donato. Și ne oprim la Dom aici. După va trebui să ne întoarcem în Central FS, după nu mai schimbăm, mergem pe linia M3. Uitați-vă cât de superb este acest dom. Băi, frumos, rău. Wow, cum a trecut deasupra capului. Cum ți se pare domul după... Frumos. Din 2018, după 5 ani. 5 ani, acum 5 ani. Am vizitat domul, am vizitat Milano. Da. Da, deci vă dați jos. Acolo este, se vede ceva rășo, pancardă, vă dă jos... Vă da jos la metrou, la Domo, la așa se numește linia de metrou. Sunt și sunteți fix în piața Domului, adică fix acolo. Da, iar aici, în partea asta este Domo, iar fix lângă sunt galeriile. Pe care, la care puteți să cheltuiți bani dacă aveți, nu? Că sunt cele mai de top... Cele mai de top branduri. Branduri, da. A, foarte frumos. Țin minte că data trecută am luat-o pe străduțe și ne-am plimbat prin spate. Păi, putem să facem așa cu chestia asta. Da. Hai să vedem. Iar aici în față, și probabil că vedeți și voi cât de multă lume este, avem galeriile... Galeriile, nu de artă, galeriile. Foarte frumos, dar foarte mare aglomerația. Uitați-vă și voi ce este în față. Nu facem curaj oricum la magazine, nu ne uităm. De când ne uităm așa pe coridor, în față. Haide. Foarte frumos și absolut impresionant domul, ca de fiecare dată când l-am vizitat, de fapt asta e a doua oară când îl vizităm, este la fel de impresionant ca prima dată când l-am vizitat. Să ne plimbăm pe străduțe, trebuie să găsim să bem o cafea, pentru că altfel o să ne apuce durerile de cap. Să ne punem undeva să bem o cafea, dar o să bem un pic mai prin spate, mai nu chiar aici la aglomerația asta, nebunia asta. Mai liniște. Mai liniștică, hai. Dacă vreți să faceți poze cu robotul, veniți aici, ia uitați. Faceți poze cu robot.
dacă vreți să vizitați domul, cred că asta este partea de sus. Ia uitați-vă câtă coadă este. Trebuie să vi se pregătiți să stați la coadă în primul rând și apoi să urcați treptele. Cel mai indicat ar fi să cumpărați biletele online. Mă, da, era la un moment dat și un lift pe undeva, în domul ăsta. Noi l-am căutat și data trecută și nu l-am găsit. Aia este un lift, era un lift, parcă. Uite și în partea asta aici, imediat, deci am venit, noi am venit pe acolo, pe lângă dom. Și aici văd că într-adevăr poți să urci cu liftul. Poate că merită, dacă urcați cu liftul, da. Dar să urcați atâtea scări, nu știu. Și ne-am oprit aici la o terasă, lângă dom, în spatele domului. Ne-am luat așa, două cafeluțe, un cannoli și un tiramisu. Aia e bună. Bună, e americano. Americano. Mai bun decât ăla? Da. E bun. E gustos, aromat. Cu ce cremă are? Oare de vanilie? Vanilie, da. Portocală. Vanilie și portocală, vinea, da. E foarte bun. Ne bem cafeluțele, ne mai primăm puțin și cred că plecăm la 1, da. Să luăm trenul de ora 1. 6 euro dulcele, cannoli 6 euro, tiramisu 6 euro, 3 euro cafea. În total 18 euro. Mergem la Bergamo să vizităm orașul. E mai frig cât aici. Aici bate vântul cu 10 km, cu 5 km pe oră, acolo cu 10 și 11 grade afară. Haideți să ne primim. Hai să ne primim, să vizităm. Iar noi cred că o să luăm pe asta de 25 minute, e 1 și 9 minute peste oră. Da, nu l-am prins pe asta de ora 1. Da, plecă. Hai să luăm biletele. Hai să vedem, poate mai găsim alt tren, da. Vă mai arăt încă o dată piața, gara aici, dacă n-ați văzut-o. Uitați-vă cât de frumoasă este. Am pierdut trenul de ora 1. Și acum trebuie să așteptăm pe cel de ora 2 și 5 minute. Așa că n-avem decât să stăm aici în gară. Am luat biletele, am dat 6 euro de persoană până în Bergamo, de aici, din piața, din gara centrală, din Milano. 12 euro. Uitați ce poză frumoasă am făcut. Da, e drăguță. Dați un follow pe Instagram ca să ne vedeți și acolo. Acolo punem pozii, fel și fel de pozii. Și am ajuns în Bergamo. Cam așa arată gara din Bergamo de aici. Acolo mergem noi acum? Da. Ok, hai să mergem. Uite, au pus și luminițe. De fapt, luminițe. Nu știu dacă sunt luminițe. E ceva. Globulețe? Da. Globuri. Cea mai frumoasă parte a Bergamului este Ciudad Alta. Adică, partea veche. Adică ce se vede acolo? Da, sus de tot. Sus de tot aici. Sus. Partea veche a orașului. Da. Hai să vedem cu ce ajungem acolo. Cred că tot de acolo trebuie să luăm. Covorât un pic mai devreme decât ar fi trebuit. Și mai avem un picuț de urcat. Dubioasă chestia asta cu autobuzul. A fost nebunie, efectiv. Înghesuiți acolo unii peste alții. Mai avem un pic de mers până acolo, dar zic că ne descurcăm. Ideea este că avem bagajele astea în spate și ne cam omoară, sunt extrem de grele. Ajungem acolo și pe aia am văzut că sunt o grămadă de... Doar este autobuzul 1 care da. Ne va duce direct la aeroport. Direct la aeroport, da. Așa că ne vom plimba 2 ore și... Așa e. De cannoli. Pe etaje? Cannoli, da. Nuci? Ceva cu nuci? Tarte. Wow, ce e acolo interior. Și mai am și aici. Panetone. Ia uite, 26 de euro. Am
Bă, dar ce polenta, uite mă, din astea specifici de ale lor. Uite, polenta din asta de jos, 4,50. Am fi putut încerca, am fi putut. Deci suntem în orașul, în partea veche a Bergamoului, a orașului Bergamo. Și da, văd că este împânzită de lume, de turiști, efectiv toată lumea vine aici. Spunea cineva că dacă ai doar 2 ore ca să vizitezi, ar trebui să mergi în orașul vechi. Adică aici? Nu are rost, da, nu are rost să mergi în centru. Este plin de grupuri de turiști și tot felul de magazine. Și au început să decoreze de sărbători. Uite ce frumos e asta decorat. Decorațiuni de Crăciun. Este tot o brutărie. Da, și prețurile la mâncare sunt până la suma de 20 de euro. Și aici, din nou, gelato artizanal. Și am ajuns și în piața veche din Bergamo. Ah, ce tare, e cineva aici. Iar în spate acolo avem un turn care are undeva la 50 de metri. Deci dacă sare printre alea, a sărit. Reușit să sar. Da, și în spate este turnul de aici din Bergamo. Cel mai înalt, 56 de metri are. Și avem și un ceas acolo care ne arată ora. 56 de metri înălțime, bineînțeles. Hai să mai explorăm, să vedem ce găsim și acolo în față. Ne aflăm în piața del Domo. Aici în spate vedeți biserica Maria Maggiore. Iar în față este domul. Uite ce statuie de Iisus. Da, nu prea se vede bine pe cameră, este aurie așa. Wow, foarte frumos. Și biserica asta cât de frumoasă e, cu fel și fel de ornamente și sculpturi. Care e frumoasă. Oare avem voie să intrăm? Da. Hai să vedem. Localnicii spun că toată frumusețea domului este luată de biserica Maria Maggiore, pentru că nu putem să nu spunem, arată într-un mare fel. Da, bă, ce e frumoasă, rău de tot. Nu știu cât de frumoasă e. Este și domul, deci tot domul e aici, da? Și biserica este aici. Dar cu siguranță merită vizitate amândouă. Da. Hai să vedem, dacă putem. O să vede și se uita la mine că n-ai voie să filmezi, să faci poze. Și mă stai așa pe șustache să iau cadrul ăsta și m-a văzut, să vezi cum veni după mine acolo. Doamne ferește. Ne-au cerut 5 euro ca să vizităm și am luat un cadru, dar și-am ieșit. Lasă, că e frumos și așa, nu? Dar nu avea rost, pentru că deja am... Deja vedeai de acolo, nu înțeleg. Da, mă rog. Haideți în domn, să vedem și domnul. Dacă ne lasă ăștia, că nu prea sunt cam puși pe noi. Genul de străduțe care nouă ne plac. Aici, uite, gemuri, aici avem gemuri. A, murături. Wow. Murături, gemuri. Super. Să e lumea aici, stă la coadă. Mamă, ce se cumpără de aici? Wow, câtă coadă e.
Pizza. A, din astea. Pizza din asta făcută de ei. Pămeață. Pămeață. Da, arată foarte bine. Și ne-a luat câteva bunătăți. Mama, cum arată mozzarella asta de pe ea? Mozzarella asta, mama, ta chiar arată bombă. Pinsa, pinsa, nu? Așa cred că este. Iar eu aici mi-am luat ceva cu mortadela, cu niște cașcaval și mortadela, multă mortadela în interior. Mamă. Da, ta e, arată bine. Bine, o șeruim, nu? Da. E foarte bun, ardeiul ăsta e foarte bun. Pe ea. Mm-hmm. Arată bine. Îi dă un gust demențial. Ok, poftă mare. Așa mai arată bine. Da? Chiar arată cu atâta mozzarella pe ea, wow. Ardeiul. E bună, nu? Foarte bună. Cred că am luat vegetariană. Așa cred și eu, care ardei, mozzarella. Dar uitați-vă câtă mozzarella. Mamă, e bună rău. Ardeiul e bombă. Da, e foarte dulce. Mamă, e bună. Așa arată. E bine ca. Avea și nu-i greu. Bună rău. Ne-am luat de la Carmen niște cannoli și canoncini, ne-am luat așa canoncini. Și cannoli. Ăștia sunt cu vanilie și ăștia sunt cu pistaciu. Da. Hai să vedem. Hai să încercăm pe ăsta, n-am mâncat niciodată pe genul ăsta. Are coietajul ăsta super crocant. Da, vă recomandăm Carmen. Dacă ajungeți aici, n-am gustat la tine, cer, da, dar... Cer. Cer. E foarte bun. Bă, merită. Merită, merită. 10 euro am dat. Bucata a fost 2,50 euro, indiferent cannoli sau canoncino. Canocini. Canocini. Canoncini. Excelent! Mamă, cât de crocant! Cred că așa trebuie să fie crocant, nu cum am mai mâncat în alte părți. Asta n-a avut nicio treabă ăla. Da, da. Nu a avut nicio treabă, mă, de bune. Trebuie să fie crocant. Am mâncat unul în Milano. N-a avut nicio treabă cu ăsta. Da, a fost praf. Praf. Moale, așa, pentru că era umplut dinainte. Nu trebuie umplute dinainte, trebuie umplute, umplute după aia. Și aici, uitați, deja au început să decoreze de Crăciun. Au pus drenul acolo, au pus capete de moș. Și încă un restaurant din acesta cu produse tradiționale de-ale lor. Super, ciuscate, super frumos. Am ajuns și în piața Citadela. Aici avem un târg tarabe cu tot felul de decorațiuni de iarnă și în partea dreaptă este muzeul, intrarea muzeului. Lumea a început pregătirile de sărbători și asta e piața. Hai să vedem ce au. Presupun că toate sunt handmade. Și broșe, inele. Ia uite și tricotate. Uite ce frumoase sunt astea. Ah, nu avem loc să luăm nimic. Guarda dove stava.
menționat casele suite pentru zborul noastră și dorim să vă redăm un viitor la apropiat la bordul aeronavei noastre, o ținare de 3 și o seară ca mai plăcut.